Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă tot e iarnă în jumătate de țară și vorbim despre tradiții, am vrea să vă auzim în dimineața asta povestindu-ne despre profesorii de neuitat pe care i-ați avut. Știți, profesorii originali, antiplictiseală, profesorii aceia surprinzători, sau profesoarele, nu? Care v-au făcut să vă entuziasmați la un moment dat, la orele lor, care au făcut ceva sau făceau cumva ceva, astfel încât v-ați amuzat și v-ați simțit bine la școală. Aveam o profesoară de istorie care ne surprindea câteodată. Mă rog, știam că o să fac asta. Era foarte permisivă, ca să spun așa, și puteam vorbi destul de mult între noi și cu ea până o enervam, dar știam că se va enerva. Și în momentul în care se enerva, se apleca așa ușor pe partea dreaptă, scutea pantoful. Și trebuia să te ții. Arunca cu ambii pantofi. Asta arunca, erau cu pantofi. Da, două ghiulele pe oră, cam așa erau. Asta am avut și eu o profesoară de engleză în liceu, fostă handbalistă, și mi-a dat, eu eram în ultima bancă, vorbeam, și mi-a dat de la catedră cu creta în frunte. Ții, tată. Da, și tu... Eu vorbeam... 7 metri. Nu, fără avertisment. Adică n-a zis Luca Pastia, ceva, taci. Da. M-am trezit direct cu creta. Bing. Noi aveam un profesor de matematică, domn profesor Belcin, care când era gălăgie în clasă, ceea ce la orele dânsului se întâmpla practic tot timpul, scotea ceasul, băi, avea un ceas cu o brățară de metal. Cred că era un ceas sovietic făcut din oțel de șină de tren. Și sau ceva de cu ceasul? Nu, bătea cu el în catedră, dar bătea cum bați cu ciocanul. Era uluitor. Eu eram, așteptam să sară rotițele din el, l-am dat capacul alea. Băi, nu, a făcut asta ani de zile. 4 ani l-am avut profesor tot liceu și 4 ani a avut același ceas? Cu care bătea în catedră. Nu știu ce ceas era ăla. Bun, deci de fapt de la ce ne-am luat, poate ați auzit de cazul profesorului care a dansat pe catedră la un colegiu tehnic din Baia Mare. Bravo. De fapt, profesorul pare să fi oferit elevilor un moment de educație practică, pe înțelesul tuturor, în cadrul școlii altfel. El a spus după ce cum se întâmplă și că este scandalul, să o țărăsc, cum e posibil așa ceva. Atât de scorțoși n-am pomenit. În fine, a spus că în cadrul programului școală altfel și-a dorit să-i familiarizeze pe elevi cu diferite genuri muzicale și le-a ilustrat într-un stil mai neconformist. S-a filmat, a ajuns la televizor, în fine. Domn profesor a declarat așa, citat de presă, am încercat să-i familiarizez pe elevi cu principalele curente muzicale din industria pop și cu câteva mișcări de dans. Iar la sfârșitul orei am insistat și pe exagerările care se pot produce la nivel muzical. A fost un exemplu de exagerare. Unde se poate ajunge dacă se exagerează? În ziua respectivă a fost tematica muzicală, a declarat domn profesor, iar directoarea școlii respective din Baia Mare, un colegiu tehnic, a spus așa, citez, au desfășurat o activitate muzicală prin care fiecare din participanți a tras bilețele cu un anumit gen muzical, dânsul dând exemplu de comportament așa da, așa nu. Dânsul a vrut să arate și ce se întâmplă dacă recurgem la aceste atitudini. Am încheiat citatul. Foarte tare. A fost un succes. O arată imaginea din clasă. Elevii au ținut ritmul, s-au amuzat. A fost o chestie memorabilă. Însă, așa cum se întâmplă când în țara asta un profesor face ceva ieșit din standardele plicticoase și fără imaginație ale activității didactice imaginate de minister și impuse de minister, și în acest caz, corțoșii de la inspectorat au declanșat anchetă ca să stabilească eventualele sancțiuni. Ligia Duruș, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, citez, sancțiunile pot să fie în funcție de gravitatea abaterii, de la mustrare verbală, scrisă și până la sancțiuni financiare. Vom vedea în funcție de gravitate. Acum nu ne putem antepronunța. Bun, o să vedem ce decide inspectoratul. Eu sper să nu decidă nimic și nici să nu mai declanșeze anchete așa pentru orice. Sincer, mie mi-aș plăcut la nebunie să am un profesor așa mișto care să mai zgâlție un pic plictiseala de la clasă. Deci toți copiii apreciază pe profesorii, dumneavoastră, care îi scot din monotonia aia recitării manualului de la catedră. Sunt printre puține de-i ții minte, știi, din fiecare școală generală, liceu, chiar nu mai contează, dar au ceva memorabil. Da, bun, sigur, trebuie păstrate anumite proporții, nu trebuie să pui copiii în pericol, nu trebuie să fii indecent sau să-i provoci la indecență, dar din descrierea de aici mie mi se pare o lecție interactivă, super fun și amuzantă. Bun, întrebare pentru voi, prieteni, și vă așteptăm să ne sunați la numărul nostru de telefon 0372 069599. Ați avut vreun profesor pe care îl țineți minte pentru că era nonconformist
că făcea orele atât de mișto încât a devenit cumva imposibil de uitat. Care era particularitatea? Adică ce făcea? Cum făcea să vă capteze atenția și să vă farmece? Ce ați vrea să-i spuneți acum, dacă l-ați întâlnit azi? Ce ați vrea să-i spuneți acum și n-ați putut să-i spuneți atunci, că erați poate intimidați, că știți, elev, profesor. Deci vrem să vorbim despre profesorii care v-au făcut orele mai frumoase, mai interesante și cum făceau, care era secretul lor, ce au făcut ca să iasă din monotonie. 0372069599, numărul nostru de telefon, și dacă vă e mai simplu, puteți să ne dați mesaje audio pe WhatsApp, numărul nostru de WhatsApp 0728 3132. Și iată un exemplu de la Claudiu din Râmnicu Vâlcea, care ne spune: am avut un învățător la țară care iarna frigea slănină înfiptă în cuțit la gura sobei, evident în timpul orelor. De atunci m-am ales cu gastrită. Despre profesorii noștri de neuitat vorbim. Au venit și mesaje absolut extraordinare. O să le difuzăm pe toate, sau mă rog, cât putem mai multe. Hai să începem cu mesajele și după aia intrăm și în direct. Ia. Bună dimineața. Doamna noastră de franceză din liceu avea un mod foarte nonșalant de a ne învăța lucruri care înainte de 89 nu prea aveai unde să le înveți. Ne arunca câte o pastilă, să nu cumpărăm cărți la metru, să comandăm coniacul după masă și nu înainte de masă, că dacă mergem într-un restaurant din Franța, după coniac nu ne mai vine ospătarul să ne ceară ceea ce am vrea să mâncăm. Ne povestea cum sunt stațiile de metro din Rusia, ne spunea că nu se spune monton dore, ce muton dore, chestii de astea care pe noi și cu care am rămas. Și am învățat foarte multe lucruri de la ea. Visto. Mulțumim pentru mesaj. Avem genul și de lucruri cu care poți câștiga la dublu sau nimic. Profesoară de franceză. Monton dore sau muton dore? Aveam și o profesoară de franceză care m-a făcut din poveștile ei să-mi doresc să văd Parisul. Mult de tot. Adică avea un dar de a povesti. Ia. Dimineața, în gimnaziu am avut un profesor de fizică ce făcea în permanență paralela dintre viața reală și noțiunile teoretice pe care urma să ni le explice. Domnul profesor Struică, mi-amintesc și acum, pur și simplu m-am îndrăgostit de fizică la momentul acela. Cred că eram în clasa 6. E bine să înțelegi conceptul de frecare în viața reală. Da, și apropo de ce ziceai tu cu profesoara de franceză care te-a făcut să îți dorești să vizitezi Parisul, uite, ne-a scris cineva că profesoara de germană din gimnaziu, doamna Bălan, își făcea lecția în 10 minute, apoi 40 de minute ne povestea un roman Jules Verne. În română, nu în germană. Și atunci am prins drag de cărțile de călătorii și de aventuri, iar mai târziu de călătorii, ca să văd cu ochii mei locurile descrise în cărți. Ok, deci mai ține germană mai multă literatură. Important e că ai rămas cu ceva. Da. Așa e, da. Adriana, bună dimineața. Bună, Adriana. Neața. Bună dimineața, băieți. Te rog. În 82, eram în 82 la liceu și domnul profesor Vidoni, Dumnezeu să-l ierte, aveam 7 ore cu dumnealui pe săptămână și când a intrat în clasă ne-a zis: băi, copii, vreți 4 ore de bancuri și 3 de carte sau invers? 4 ore de bancuri, domn profesor, tovarășul profesor, că așa era atunci. Da. Și așa am făcut. 4 ore de bancuri și 3 de carte. A fost foarte mișto. Excelent. Bravo. Da, bun, erau buni profesorii care făceau bancuri legate totuși de domeniul pe care îl predau cumva, știi? Așa e. Eu am avut o profesoară de limba engleză, doamna Ștefănescu, care a reușit să ne facă să iubim limba engleză prin simplul fapt că venea la ore cu versurile melodiilor în vogă. November, Rain, Sacrifice, Just Another Day. Asta în anii 91-92 a fost pur și simplu wow. Excepțional. E un mesaj care idee, și mă gândesc la acea doamnă profesoară. Nicu, mulțumim. Mulțumim, Nicu. Cum se pregătea pentru ore și se gândea cum fac să-i cuceresc pe copiii ăștia. Așa e. Și să-i învăț și engleză în același timp. Tot respectul pentru astfel de dascări. Andrei, bună dimineața. Bună, salut, Andrei. Bună dimineața, băieți. Salut, salut. Eu aș vrea să... Adică mi-aduc aminte cu plăcere de toți dascălii, dar în mod special de unul din cadrul din școala generală, domnul Popescu Nicolae, care era un om înainte de toate extraordinar și este de fapt în trește și un profesor excepțional. Și ce făcea ieși din comun? Deci era genul de om care știa să-și tragă elevii lângă el și stăteai efectiv, stăteai cu gura căscată așa la tot ceea ce povestea și toate aveau legătura cu, o făcea în așa fel încât să aibă legătură cu ceea ce preda el la catedră. Ce anume preda? Iar ce preda el? Fizică. El fizică. Era profesor de fizică. Era un om extraordinar. Iar cel de-al doilea, domnul Năsturică, coleg de suferință cu ZAF, era rapidist,
Vă dați seama că toate orele de matematică din liceu începeau cu transferurile făcute de echipa Rapid, cu formule de joc și așa mai departe. E, prin chestia asta reușea să ne capteze atenția și brusc trecea la matematică, știi? Mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult. Hai. Mesaje, play. Ah, imediat. Neața, băieți. Aveam în liceu o profesoară de matematică care avea un indicator din ala, știți, de 1,10 m, ce ne dădea peste palme cu el. Soțul dânsei era și el în liceu profesor de chimie și avea în arsenal o curia de alternator de Dacia. Iar level 3 era directorul din același liceu, care fusese profesor de sport și vicecampion național la box. Nu își folosea numai mâinile. Acolo ajungeai când făceai o prostie mai mare. Da. Mă rog, nu la genul ăsta de profesor memorabil ne refeream. Cu curea de alternator. Da, mă rog, ne refeream la profesorii care făceau lucruri minunate. Și aveam și noi un director. Avea o palmă cât două capete de ale noastre. Da. Bun, în fine, asta e. Nu ne-au cucerit, care... nu m-au cucerit. Uite, eu am avut un profesor de fizică, am uitat cum îl chema, a emigrat foarte devreme, dar a fost singurul profesor de, pardon, profesor de chimie, singurul profesor de chimie care făcea experimente spectaculoase la clasă cu noi. Da, erau super, da. Toată clasa era căzută în cap după el, pentru că făcea, hai să vă fac un vulcan, vreți să vă fac un vulcan? Da, uite, punem asta. Hai să facem gazul ăsta din galben să-l facem verde. Vreți? Hai să fiți atenți cum facem. Și toată clasa era nebunită. Doar un an ne-a predat. Și după aceea, toți ceilalți profesori de chimie pe care am avut erau super plicticoși. Nu făceau decât să ne scoată la teorie tablă și să scrie la tablă formule. Bună dimineața, băieți! În școala generală noi am avut un profesor la geografie. Era extraordinar, spectacol. Nu mai țin minte cum îl chema, dar îi se spunea Napoleon. Deci vreau să vă spun că era o adevărată plăcere să vii la ora dânsului și nimeni, absolut nimeni, nu copia, nu lipsea, nu vorbea. Deci era efectiv o enciclopedie și râdeam absolut tot timpul și eram toți foarte, foarte activi la orele lui. Mulțumesc frumos, Răzvan! Mulțumim, un profesor de istorie de la mine din liceu se spunea Spionul. Domn profesor Spionul, pe care îl chema totul altfel. Avea acest obicei, uneori venea la oră și spunea, astăzi este ziua lui Nabucodonosor. Și aia era ziua în care erau scoși la tablă toți elevii care aveau deja două note. Știi cum era, dacă aveai două note și alții nu aveau decât una, te gândeai, nu mă mai ascultă, că trebuie să-i asculte pe ăla, să le încheie media. Și în felul ăsta îi ținea pe toți elevii în priză, și îi obliga să învețe să fie la curent, mă rog, un bun povestitor de istorie altfel, pentru că nu știa niciodată când vine ziua lui Nabucodonosor. Bună dimineața! Domnul profesor de istorie artelor din liceu, făceam în fiecare deschidere a orei concurs de cultură generală, pe rânduri. Era superb! A, ce mișto! Foarte tare! Mulțumim! Avem multe mesaje de la voi, sunt și multe telefoane care au rămas în așteptare, din păcate nu mai avem timp. Gigi, Nicoleta, Raluca, vă mulțumim foarte mult că ați așteptat. Adriana! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.